Angajații din Ministerul Justiției protestează de 2 săptămâni și cer eliminarea inechităților salariale din sistem. Este vorba despre funcționarii de la Direcția de Probațiune, cei care blochează activitatea instituției timp de 2 ore pe zi și o amenință de altfel chiar și cu grevă generală. Cristina Mihailescu este la Serviciul de Probațiune și vine cu mai multe informații. Cristina, vă ascultăm. Bine v-am găsit, da, angajații serviciului de probațiune protestează de mai bine de 2 săptămâni în toată țara și de altfel și în capitală au organizat zilele trecute un protest de amploare cu sute de persoane. De altfel, ei blochează activitatea în intervalul orar 13-15 în fiecare zi, așadar, iată, astăzi cei din capitală au ales să iasă chiar aici, în fața serviciului de probațiune și să strige nemulțumirile. Sunt doar o parte dintre ei, pentru că totuși o treime dintre angajații au ales să meargă astăzi pe teren să-i supravegheze pe cei care au fost condamnați și se află în acea perioadă de supraveghere, să-i verifice practic. Spun însă că dacă lucrurile nu vor fi rezolvate și nu vor primi un răspuns de la Ministrul Justiției, atunci vor alege să blocheze întreaga activitate, ceea ce înseamnă că infractori extrem de periculoși nu vor mai fi verificați. Bună ziua! Ați ieșit din nou astăzi în stradă, continuați și seria protestului prin blocarea activității timp de 2 ore zilnic. Ce reprezintă această acțiune de protest și mai ales unde veți ajunge dacă nu veți primi un răspuns? Bună ziua! În primul rând aș vrea să spun că este o acțiune de protest a consilierilor din serviciile de probațiune. Din toată țara colegii s-au solidarizat și au început să iasă în stradă. Această acțiune nu vizează decât recunoașterea acestei categorii profesionale, lucru care implică inclusiv recunoașterea drepturilor privind paza, personalul și salarizarea corespunzătoare. Există o tărâș judecătorești definitive pe care Ministrul Justiției nu le respectă, nu le-a pus în executare. Solicităm să-i tragem un semnal de alarmă că existăm și să nu ne uite cu ocazia legii bugetului și rectificării bugetare și să ne asigure fondurile necesare, să ne facă această dreptate, pentru că Ministrul Justiției a ieșit în repetate rânduri și a afirmat că el se apleacă cu interes asupra categoriilor din familia justiție. Doamnă, spuneați că totuși o parte dintre angajați au ieșit astăzi pe teren, chiar dacă protestați și blocați activitatea timp de 2 ore, pentru că sunt infractori extrem de periculoși care trebuie verificați, însă vă gândiți la o blocare totală a activității. Ce se va întâmpla în acest sens? În cazul în care blocăm total activitatea, nu vom asigura decât o treime necesară în sensul de acte și ce reprezintă urgențe, dar în relație cu publicul nu vom lucra. Din păcate, sub aspectul lipsei de monitorizare a controlului pe care le exercităm prin întrevederile periodice și deplasările în teren, acești infractori nu vor fi monitorizați. În consecință, noi ne-am gândit să direcționăm aceste persoane condamnate către Ministrul de Justiție, către Minister. Poate așa vor înțelege cu ce lucrăm, la ce riscuri se expun consilierii de probațiune, pentru că dincolo de siguranța comunitară la care noi ne-am gândit prin aceste acțiuni de protest, acesta a fost și motivul de nu am protestat decât 2 ore pe zi, ne-am gândit la siguranța comunitară, ne gândim însă și la siguranța persoanelor de probațiune și la o recunoaștere a acestei autorități în raport cu munca pe care o depunem. Vă mulțumim frumos, da, doamnelor și domnilor, continuă această acțiune de protest și așa cum vă spuneam, situația s-ar putea agrava extrem de tare, pentru că dacă acești angajați refuză să mai muncească întregul program, atunci înseamnă că acei infractori extrem de periculoși care au comis fapte extrem de grave nu vor mai fi în niciun fel supravegheați, nu vor mai putea da cu subsemnatul, ceea ce înseamnă că vor putea practic să comită și alte infracțiuni.